Lăudați să fie Iisus Hristos! Cucernici, părinți, iubiți credincioși! În săptămâna care a trecut, s-a publicat că în Belgia, o țară europeană, spunem noi civilizată, s-a aprobat deja o lege prin care se permite eutanasierea și a copiilor. Lege groaznică, nu? Dreptul de a ucide pe copii, chiar dacă aceștia o cer, chiar dacă părinții lor o cer. Iubiți credincioși, am ascultat azi un elogiu pe care Cartea Înțelepciunii, și eu vă recomand să-l mai citiți o dată acasă, un elogiu adus libertății. Omul este așa de frumos pentru că are libertate. O libertate de alegere, o libertate de decizie, o libertate de salvare. Spunea și Părinte Claudiu dimineața la radio că oamenii, noi, n-am fost creați roboți. Am fost creați în libertate. Și există o veșnică dispută care spune că, sau două părți, unii spun că omul este liber în deciziile sale, ceea ce este foarte frumos și adevărat, iar unii care spun și cred într-o predestinare și spun cam așa, omul nu poate să facă nimic. El este predestinat, merge și este un singur destin al său, nu poate să facă nimica să-și schimbe soarta și destinul. Astăzi, aici la liturghie, spuneam, am aflat și am ascultat tocmai această capacitate de a alege. Omul, din partea lui Dumnezeu, primește tocmai această posibilitate să aleagă focul și apa, să aleagă viața sau moartea. Și fiecare faptă a omului este cunoscută de Dumnezeu totuși. Am spus, iată că aici oamenii au ales moartea în cazul Belgiei și cred că această lege se va extinde cu siguranță și la alte țări. Capacitatea omului de alegere o putem vedea în fiecare act al nostru, în fiecare zi. Putem să alegem să spun ceva sau să nu spun, să merg undeva sau să nu merg, să vin azi la biserică sau să nu vin, să mă cert cu cineva sau să nu mă cert cu cineva. Pot să batjocoresc pe cineva sau să nu batjocoresc pe cineva. O să-mi spuneți, părinte, dar dacă merg pe stradă și cineva dă cu mașina peste mine, dar nu e vorba de alege, aici nu e o faptă bună sau rea. Nu vorbesc despre ce voi păți eu. Vorbim de alegerea morală, alegerea actelor mele. Eu le aleg, eu le stabilesc. Și dacă aceste acte corespund cu voința lui Dumnezeu, atunci este extraordinar. Atunci înseamnă că eu intru în proiectul lui Dumnezeu. Dacă eu aleg să nu fiu credincios și resping pe Dumnezeu, nu mai sunt conform proiectului Său. Pe de altă parte, libertatea dispare când apare păcatul. Asta se vede și în lumea civilă, nu? Merg pe stradă, sunt liber să-i dau un cap cuiva. Liber, nu? În momentul în care i-am dat, i-am pierdut libertatea. Deci, păcatul este cea mai mare piedică împotriva libertății. Oamenii spun, azi eu sunt liber să fac toate, orice, să fac orice păcat. Este cel mai grav, dacă vreți, raționament. Pentru că eu, dacă nu intru în proiectul lui Dumnezeu, eu mi-am pierdut libertatea. Sigur, e foarte greu, e adevărat. Eu am vrut doar pe dumneavoastră să vă ridic, dacă vreți, mingea la plasă. Dar dumneavoastră puteți deduce mai departe toate aceste libertăți de care, și puteți analiza viața
dumneavoastră, în care eu sunt liber să iau deciziile mele. Pe de altă parte, o altă discuție, diferența dintre religie și credință. Vedeți vreo diferență? E foarte mare. A fi religios, a crede în Dumnezeu, poate să fie ca în Vechiul Testament. O să vedeți de ce pun această întrebare. În Vechiul Testament, Dumnezeu, pentru omul care crede într-o religie, și noi spunem că toate religiile sunt bune, într-un fel. Dar mie nu-mi place această afirmație. Deci, în momentul în care eu cred într-un Dumnezeu distant, într-un Dumnezeu care ne dă numai legi, într-un Dumnezeu care ne încorsetează, într-un Dumnezeu care nu știu cum apare, dar eu spun că e un Dumnezeu acolo, sus. Aceea e religie. Și probabil poporul evreu de multe ori a rămas doar la nivelul de religie. Dumnezeu spune să faci asta, asta, asta și asta. Vine Iisus Hristos și creează un mare progres. El ne aduce la credință. Credința deja înseamnă eu am în fața mea un interlocutor, eu vorbesc cu Dumnezeu, eu îl descoper pe Dumnezeu, pe un Dumnezeu frumos, pe un Dumnezeu care mă iubește, pe un Dumnezeu care mă ocrotește, pe un Dumnezeu care moare pentru mine. Deci deja am ajuns sau am făcut saltul de la un Dumnezeu distant la un Dumnezeu lângă mine. Un Dumnezeu cu care eu mă întrețin. Un Dumnezeu cu care eu vorbesc. Un Dumnezeu care mă iubește și eu îl iubesc. Un Dumnezeu în care apar raporturi interumane aproape, nu? De aceea Iisus Hristos vrea să facă prin toate acele afirmații din Evanghelie, acest salt. Nu un Dumnezeu care interzice ceva, dar un Dumnezeu care te aduce lângă El. Un Dumnezeu care te vrea lângă El, în raport interpersonal. Și iată că, de fapt, Iisus Hristos începe cu să răspundă la o acuză. Probabil, El care iubea și care îndemna pe toți oamenii la iubire și punea omul mai presus de lege, vă amintiți atunci când a fost acuzat el că de ce ucenicii lui sfarmă spice în mână și mănâncă sâmbăta? Și a spus, dar nu e mai importantă sâmbăta decât omul? Sau când a vindecat un om în zi de sâmbătă, nu e mai importantă legea sâmbetei decât omul care e bolnav? Și dacă ați observat, intră puțin în contradicție cu mentalitatea aceea legistă. Și atunci el răspunde la întrebare, să nu credeți că eu am venit să desfințez. Eu nu vreau să vă desfințez legea pe care tot de la Dumnezeu vine, legea pe care au înțeles-o părinții voștri, care o interpretau așa într-un stil rece, distant. Dar am venit la voi ca să o desăvârșesc, să o fac mai frumoasă, să o fac mai umană, să o fac mai pentru voi, mai pentru oameni. Și ați observat și dumneavoastră acele antiteze. S-a spus înainte că cel care ucide va fi pedepsit. Dar eu nu vă spun că ucide, a ucide deja, nu mai gândim la ucide, gândim la jignire, la ofensă, la un cuvânt rău spus celui de lângă tine. Observați ce mare distanță, excepțional. Adică Iisus vrea ca oamenii să se iubească. Un om când îi spune unuia, prostule, deja este o distanță, țipă la el, îl desconsideră, îl duce undeva jos, nu? Nu l-a ucis, o să spunem, dar ce l-a ucis? Nu l-a ucis, dar i-a ucis ceva din demnitatea lui, din frumusețea lui, din calitatea lui și așa mai departe. Deci Iisus vrea un raport interuman bazat pe iubire. Cine spune prostul, eu sunt sigur că nu-l iubește pe celălalt, nu? Cine spune nebun, și mai rău. Tocmai de aceea Iisus Hristos vine și spune, vreau să desăvârșesc, vreau ca legea aceea care vine tot de la părinții voștri, care a fost descoperită părinților voștri, să o fac frumoasă, să o fac cu adevărat o lege a iubirii.
Mai mult decât atât, Dumnezeu vrea de la noi un progres. Se spune în viața spirituală că nu există niciodată stare pe loc. Cineva poate să spună așa, eu sunt așa de credincios cum eram la 16 ani. Nici mai rău, nici mai bun. Am 60 de ani, dar eu tot la fel am rămas. E fals. Nu se poate asta. Pentru că dacă spui că stai pe loc, dai înapoi cu siguranță. Dacă nu dorești permanent un progres în viața creștină, în relația cu Dumnezeu, îl dai înapoi cu siguranță. Tocmai de aceea Iisus insistă pe acest, cum să zic eu, progres permanent. Și cum are loc acest progres? Sigur, prin dialogul cu Dumnezeu, prin citirea acestui fragment care mi se pare foarte greu, aproape că bucățica asta din predica de pe munte este așa de dură la prima vedere încât spui, nimeni nu o să facă acest lucru. Mă gândesc atunci când spui, dacă mâna ta te scandalizează, tai-o ca să nu mai păcătuiești, nu? E grea. Dar, pe de altă parte, cu siguranță Iisus când spune toate aceste lucruri, vrea un progres de la noi. Și în încheiere, aș vrea să mă opresc asupra unui aspect pe care nu prea îl vorbim. Despre celelalte mai vorbim, cu divorțul și cu toate celelalte. Dar nu vorbim prea ușor despre jurământ, de exemplu. Ați făcut jurăminte? Apelați la jurăminte? Vă chem la birou parohial și veți vedea că în fiecare săptămână vin două persoane care vor să jure. Să jure soția că nu l-a înșelat niciodată, să jure celălalt că nu s-a îmbătat, să jure, să jure, să jure. Eu ca preot, în baza acestei evanghelii de astăzi, trebuie să le spun, nu jurați. N-ați rezolvat în familia voastră problema cu jurământul, cu siguranță. Veți jura, unul din voi va minți cu siguranță, va avea un jurământ fals și acesta este foarte dur, dar între voi nu va apărea iubirea printr-un jurământ. Adică, minciuna voastră vreți să fie, sau în minciuna voastră, voi vreți să fie chemat martor Dumnezeu? Nu vi se pare că instrumentalizați demnitatea și măreția lui Dumnezeu? Și ați văzut că Iisus spune foarte clar, nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, iar cuvintele voastre să fie foarte clare, da, da, nu, nu. Și Iisus, prin aceasta, demască, de fapt, ipocriziile, contradicțiile noastre. Jurământul îl cheamă în cauză pe Dumnezeu. Îl pune în discuție în acțiunile noastre. Adică noi păcătuim și hai, Doamne, ia vino aici și stai lângă mine martor. Iisus demontează întregul acest mecanism. Chiar dacă este solemn al jurămintelor prin care Dumnezeu este invocat ca martor al adevărului unei afirmații. Ca și cum s-ar spune, dacă atunci când rostești un jurământ ai nevoie să te pui în prezența lui Dumnezeu, aceasta înseamnă că uiți că ești întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, nu? Deci acum eu jur, Dumnezeu vine aici. Dar oare nu Dumnezeu este tot timpul acolo, spune acest scriitor. Dacă ceea ce ai pe buze corespunde cu ceea ce ții în inima ta, atunci un simplu da poate să ajungă. Dar probabil că noi, când apelăm la jurăminte, sau creștinii când apelează la jurăminte, ei știu că sunt nesinceri. Și vor să pară în fața altora sinceri. Dar un om care este foarte corect, un om care este coerent, are nevoie să jure în fața ta ca să-l crezi? Nu cred. Deci, totdeauna un om care jură, înseamnă că el are o problemă. Are o problemă personală și el știe că nu-i corect. El știe că minte de obicei. Dar acum, în fața celuilalt, oricine ar fi, soția sau vecinul, el vrea să pară, vezi, Doamne, cel corect. Dacă ceea ce ai pe buze corespunde cu inima ta, atunci un simplu da poate să fie suficient. Garanția daului sau nuului tău este ființa ta adevărată, nu Dumnezeu. Iisus refuză să vadă în jurământ un obstacol în fața minciunii, pentru că jurământul devine un refugiu al mincinosului. El vrea să distrugă minciuna. Nu se mulțumește să o dea afară din tribunale sau din actele publice. Vrea să o elimine din viața omului. Cel credincios este pus în fața responsabilității proprii. Nu este permis să apeleze la Dumnezeu pentru a obține credibilitate.
trebuie să meargă deschis, să-și câștige credibilitatea prin propria transparență. Ce greu e, nu? Să devii credibil pentru toată lumea. Am văzut oameni, și dumneavoastră ați văzut probabil, pe care îi cred ușor de tot. Omul care nu te-a mințit niciodată, omul care este coerent, omul care iubește cu adevărat adevărul. Excepțional, nu? Un teolog, Bonhoeffer, observa: jurământul aruncă umbra dubiului asupra oricărui cuvânt omenesc. De aceea el vine de la cel rău. Adică argumentează ce spunea Iisus. Dar creștinul, în toate cuvintele sale, el trebuie să fie lumină, izvor de lumină. Cine nu are nimic de ascuns în fața Domnului, nu trebuie să aibă nimic de ascuns sau falsificat nici în fața oamenilor, continuă același teolog. Creștinul nu are nevoie să ascundă nici chiar propriile păcate. Din moment ce crucea lui Hristos, în afară că le iartă, le descoperă, le dezvăluie. Și încheie acest teolog: nu este niciun adevăr în fața lui Iisus fără adevăr în fața oamenilor. Nu putem să-L urmăm pe Iisus fără a trăi în adevărul descoperit în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Iubiți credincioși, a fi creștin nu-i ușor. A fi creștin corect e și mai greu. A fi un creștin care se jertfește e foarte greu. Dar aceasta este calea, aceasta este Evanghelia care ne conduce cu adevărat, nu către focul Ghienei, ci către adevărata răsplată. Dacă vrem să fim cu adevărat creștini ai lui Hristos, vrem să fim oameni credincioși și nu numai religioși, Evanghelia de azi ne pune și ne angajează pe toți la un drum al progresului, un drum al înaintării noastre spirituale. Lăudați să fie Iisus Hristos!